Blochează însă cei de la Gencler, încercăm să recuperăm, nu reușim. O deschidere acum, spațiu mare și liber în spatele fundașilor noștri, centrare și o primă intervenție foarte bună a lui Adnan. Ne-au surprins la această fază, o a doua ocazie a celor de la Gencler. Încercăm să ripostăm și noi. Gregorio ține de minge foarte bine. Gregorio poate deschide acum și o face în centru către Dani. A fost fault acolo, însă rămâne la mingea Amzar, pasează bine între linii, Gregorio deschide, Hakim în bandă, Hakim reușește să treacă, centrare bună lui Hakim și frumoasă fază. Din păcate, fundașii centrali ai turcilor au reușit să respingă, încercăm să recuperăm în jumătatea lor de teren. Au dificultăți atunci când facem un pressing agresiv, e destul de greu din jumătatea lor de teren. Bun pressingul băieților noștri, vă spuneam, în momentul în care facem un pressing agresiv, cei de la Gencler găsesc foarte, foarte greu soluții. Vedem și o ezitare acolo, se bate bine Gregorio și bautează, apreciază centralul acestei partide. Deposedat ușor acolo Hakim, nu a fost fault, apreciază centralul acestei partide și iată o nouă contră destul de periculoasă. Se apropie de jumătatea noastră de careu, Ilici blochează acolo și bautează, șut acum. A fost avantaj, un șut însă fără niciun fel de problemă pentru poarta lui Adnan, cel care în minutul 10 a avut o intervenție bună la singura oportunitate a acestui joc de până în acest moment. De la Gencler, Birghi a scos foarte bine. Oh, ce pas acum care a depășit toată apărarea noastră, pătrundere și nimic, nimic. A fost curată intervenția lui Amzar acolo. Bravo, Costine! Bună intervenție, a luptat astfel încât să-l scoate de pe traiectorie pe jucătorul celor de la Gencler, dar trebuie să remarcăm pasa peste tot mijlocul și toată apărarea noastră pe un spațiu liber, excelentă diagonală, greșită, da? Ajunge mingea la Amzar. Amzar încearcă să intre în centru și pasează foarte bine pentru Ilici, Ilici în careu, Ilici și super ocazia băieților noștri, Costin acum. Ei da, o mare, mare ocazie a băieților noștri, prieteni. Ilici a tras spre poartă, iar mingea s-a lovit pur și simplu de unul din jucătorii celor de la Gencler și am fost aproape, aproape, aproape de deschiderea scorului. Bună acțiune a băieților noștri, respinge acea minge, însă recuperează și acum ne pot surprinde. Iată viteza pe care au dezvoltat-o și gol, prieteni. Iată, noi ratăm, ei înscriu. Au reușit să înscrie cei de la Gencler în minutul 25 al acestei partide. O fază care ne-a surprins prin rapiditatea ei, un șut în diagonală, iar Adnan a trebuit să se recunoască învins. În afară reușește pasa să dezvoltă o greșeală acum a lui Lucas și sper să nu fim iarăși surprinși și încercăm să ținem linia cât de cât. Destul de multă lentoare acolo în actul central, depășit ușor acum, prea ușor Lucas, să vedem centrarea bună și ocazie mare. Ocazie mare, putea fi 2-0. Am fost prea ușor surprinși, prea lenți în plan defensiv, iar jucătorii celor de la Gencler au reușit să ne depășească extrem, extrem de ușor. Gregorio pasează bine către Hakim, Hakim poate intra în centru, Hakim pătrunde, Hakim, șut, care s-a dus pe lângă poartă, probabil în out. O fază destul de bună, din păcate finalizarea lui Hakim nu a fost una potrivită, interceptată de cei de la Gencler, încearcă Dani Iglesias acolo și reușește să recupereze Dani Iglesias, a bătut foarte bine, este ușor închis, să vedem dacă va reuși să scoate mingea de acolo și o scoate bine, Hakim în centru careului, Hakim, e greoi, e deposedat ușor acolo, un jucător mai rapid probabil că ar fi creat pericol, Homaoui intervine foarte bine, Ilici... Rămân la minge jucătorii turci, nu prea hotărât acolo Ilici pe intercepție. Păcat, Hakim era într-o poziție bună, însă nu s-a mișcat suficient de repede și a fost blocat. Recuperăm acolo. Costin
Costin pasează bine, o încercare, o combinație foarte bună. Acum Ghezali, Ghezali în margine, Ghezali încearcă acolo să oprească și nu scoate nimic din această fază. Păcat, păcat, păcat de pas al lui Gregorio, care l-a deschis foarte bine pe Ghezali. Vingător. Iată, reușesc să iasă acum destul de bine și sunt 5 contra 3, foarte rapizi, foarte rapizi. Avem probleme cu a ne replia la această fază, un șut acum și offside, da, offside a fost acolo. Nu au judecat corect cei de la Genclar această fază, pentru că la un moment dat era în poziție de 5 contra 2, stopul lui Ilici. Ilici poate dezvolta și face foarte bine. Să vedem continuarea acum, Gheza, nu. A fost blocat ușor acolo și reușește să recupereze Ilici, Ilici în zona centrală, Ilici cu Gregorio, Gregorio, basă bună lui Gregorio, Hakim și nu. S-a închis, era în unghi, păcat, păcat, puțin mai multă viteză și ar fi fost pericol. Hakau îi va introduce pe parcurs, antrenorul Kopić, Iglesias, Hakim, bine către Ilić. Ilić dezvoltă către Gheza. Gheza în careu, Gheza pătrunde. Gheza este în ultimul moment de posedat. Iată o nouă oportunitate și lipsește ultimul, lipsește șutul, lipsește șutul de final. Păcat, ajungem în poziții bune și nu reușim să profităm de ele. Iată o nouă contră foarte periculoasă a celor de la Genclair. Sunt iarăși 3 contra 2, ne-au surprins între Lucas. Foarte bine Lucas acolo. Cât de repede a urcat cu 4 oameni, au reușit să creeze superioritate. Ne retragem destul de greu un șut, acum la colțul lung și Adnan nu are niciun fel de problemă. A fost un șut telefonat. Direcția era una destul de bună, însă șutul nu a avut deloc forță. O pasă acum, însă nereușită a lui Amzar. Încercăm acum din nou un pressing. Depășim, au ieșit ușor acolo și au ajuns iarăși în situație de 3 contra 2. Offside acolo, mi s-a părut mie, offside mi s-a părut și arbitrului, sunt titulari, nu pot să vă spun care este unul și care este celălalt, cel puțin în acest moment. Neluț Roșu, o pasă foarte bună pentru Politic, șuta lui Politic însă peste poartă, o pasă bună a lui Neluț Roșu către Denis Politic și îl cunoaștem pe Denis Politic, știm că atacă imediat poarta. Cei de la Genclair ies cu greu din jumătatea lor de teren atunci când facem un pressing hotărât și iată recuperăm Neluț Roșu, pasă în centru, Dani lasă mingea, se leagă Banii, șuta lui Banii însă dintr-o poziție bună, șutează moale pe lângă poartă, bordul vine la învăluire, Neluț Roșu, Bordușanu preferă centru către Banii, Banii deschide bine acolo către Irmia și reușește să rămână la minge, șuta lui Irmia și o ocazie destul de bună a băieților noștri, iată în careu suntem, șut, gol! Iată, prieteni, super execuția lui Neluț Roșu, presiunea pusă de băieții noștri a dat roade și Neluț Roșu reușește în acest minut 5 al reprizei secunde să egaleze, un șut foarte bun al lui Neluț Roșu din interiorul careului, fără replică, portarul celor de la Genclair, Roșu, Neluț Roșu, un dribling scurt, Neluț Roșu combină cu Banii, Neluț Roșu la marginea careului și fault acolo, arbitrul s-a jocut să continue, recuperează Gorca acum și pe atacurile poziționale. Moura acum, alege o soluție complicată, Moura acolo și pierde mingea, un șut acum puțin pe lângă poarta lui Began, șutul nu a fost rău, însă nu a fost nici foarte, foarte periculos. A încercat prea mult acolo Gabi Moura, a încercat să rezolve totul de unul singur și între liniile noastre Moura se... greșeală mare a lui Moura acolo, mare greșeală și iată, prieteni, scoate foarte bine Began după greșeală uriașă a lui Moura. Vă spuneam de multe ori, încearcă să fie prea tehnic, mult prea tehnic. S-a poziționat bine, a interceptat bine. În momentul în care a încercat iarăși într-o zonă periculoasă să fie tehnic, a pus mare, mare pericol. Bena trebuie să fie atent. Ricardo Grigore, în presiune, Grigore, neaten Grigore și reușește Moura de data aceasta să salveze. Greșeală elementară, Ricci nu a reușit să descurce în presiune, Moura nu a reușit într-o fază și iată, le dăm oportunitate, să le facem ca Genclair, Bordușanu trebuie să fie atent, să rămână pe picioare, l-ajută acolo Ricardo Grigore, o pasă între liniile noastre și frumos ne-au făcut aici, șut. Began reușește să rețină mare ocazie, trebuie să recunoaștem mare ocazie, o acțiune destul de lentă, însă în care ne-am apărat relativ și iată, putea fi pericol acolo.
Centrare, lovitură de cap, reușim să respingem până la marginea careului. Șut acum și... De data aceasta a fost periculos. Un șut de la marginea careului, nu a ieșit nimeni pe blocaj. Un șut care s-a dus puțin pe lângă poarta lui Began. Adevărat, Began era pe minge, însă șutul a fost unul destul de periculos. Putea crea probleme. Mordușanu plecase politic pe un culoar. Năluță roșu înghesuit acolo. Jucăm destul de înghesuit. Mordușanu cu pasă. Politic. Și final de meci, prieteni. Vă mulțumim pentru că ați fost prezenți în număr mare alături de noi. Aceasta a fost prima partidă de pregătire.